Am putea petrece un Paște fără restricții. Ministrul Sănătății Alexandru Rafil a declarat că măsurile de relaxare vor fi luate etapizat dacă indicatorii din secțiile de terapie intensivă intră în scădere constantă. Ministrul a vorbit despre posibile sărbători de Paște cu relaxări, dar a subliniat și ceea ce ne așteaptă din toamnă. Rafil a spus că o primă măsură va fi probabil renunțarea la măști în exterior, mai puțin în spațiile extrem de aglomerate. Relaxările trebuie să permită reîntoarcerea la o activitate economică și socială normală și predictibilitatea organizării diferitelor tipuri de activități economice în perioada următoare. Ce ne așteaptă din toamnă? Rafila spune că trebuie să avem în vedere posibilitatea apariției unei epidemii sau a unui nou val pandemic. Depinde de noile tulpini. Cu echilibru și cu uh, profesionalist cred că putem să depășim împreună această săptămâni de nerăbdare care uh, sunt justificate și, uh, și eu îmi doresc, așa cum vă spuneam, să putem să avem sărbătorile de Paște fără restricții în România.